Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Photoshop Tutro, a.k.a. acel tip care cândva făcea tutoriale de Photoshop și vorbea despre tehnologie, dar care în ultimii ani nu a mai postat nimic. Ei bine, m-am întors pe YouTube pentru a vă spune că după peste 20 de ani de folosire exclusivă a dispozitivelor cu Windows ca sistem de operare pentru PC și pentru laptop, am decis să trec de partea întunecată a tehnologiei, adică pe macOS. Tranziția nu a fost bruscă, intrând ușor ușor în ecosistemul Apple, mai întâi cu un iPad, apoi cu un alt iPad, și mai apoi cu un iPhone 13 și recent cu un Apple Watch seria 7. Motivul trecerii la Apple este reprezentat de nevoile mele, care s-au schimbat în ultima perioadă, astfel încât mi-a fost imposibil să găsesc un laptop cu Windows ca și sistem de operare, care să fie pe placul meu și să nu mă coste peste 10.000 de lei. Așa că am ajuns la MacBook Air de 13 inch cu procesor M1 din generația precedentă și răspunsul la întrebarea de ce M1 și nu M2 va apărea într-un alt videoclip dacă vă interesează. Prin urmare, în acest videoclip voi face unboxing-ul primului meu laptop Apple și vă voi împărtăși primele impresii, urmând ca un review mai detaliat să apară în viitor. Pe partea din fața cutiei în care vine MacBook-ul avem o poză din profil al laptopului în culoarea aleasă, în cazul meu fiind vorba despre Space Gray, iar pe lateral avem inscripționat modelul laptopului, MacBook Air și logo-ul Apple. Pe spate se găsesc toate informațiile și specificațiile laptopului, în cazul de față vorbim despre 8 GB de memorie RAM și 256 de GB SSD, aflate în interiorul unui MacBook Air de 13,3 inch cu procesor M1 cu 8 nuclee pentru CPU și 7 nuclee pentru GPU. Acum putem să deschidem cutia, începând cu mica SMR, atunci când deschidem folia protectoare. Bun. Acum că a fost deschis frumos, ridicăm capacul sub care se află laptopul, un MacBook Air Space Gray, pe care îl vom lăsa pentru un moment la o parte, pentru a vedea ce mai avem în cutie. Sub laptop găsim cablul de încărcare USB-C către USB-C. Un plic cu instrucțiuni și două stickere ce se sortează cu culoarea laptopului, Space Gray, care arată foarte bine din punctul meu de vedere, dar cărora sincer nu le văd sensul, neavând unde să le lipesc chiar dacă mi-aș dori. Nu în ultimul rând avem încărcătorul cu USB pentru priza de România, care însă poate fi schimbat în funcție de țara de proveniență. După o mică întrerupere, revenim la partea principală a acestui videoclip și anume laptopul. Acesta vine protejat de o folie de plastic pe care o vom scoate fix acum, Iar în partea de sus avem logo-ul Apple, lucios, care nu mai este iluminat ca la modelele de acum câțiva ani, din păcate. Pe marginea din dreapta avem o mufa audio, iar pe marginea opusă găsim două porturi Thunderbolt USB 4, folosite atât pentru încărcare cât și pentru transferul de date sau conectarea cu un display extern. Odată ce deschidem laptopul, acesta pornește automat și începe configurarea. Lucru foarte interesant care ne arată orientarea Apple asupra ușurinței de utilizare a acestui laptop. Dăm la o parte folia de hârtie care protejează ecranul, iar acum avem în față un ecran Retina tip LED cu True Tone de 13,3 inch care are o rezoluție de 2560 pe 1600 de pixeli. În partea de sus găsim camera web HD cu rezoluția de numai 720p, iar pe marginea inferioară găsim modelul inscripționat. Tastatura este iluminată cu un rând îngust de taste funcționale care se termină cu butonul de power, ce are integrat și cititorul de amprente care va fi foarte, foarte util. Bun, acum că am văzut și cum se prezintă laptopul, este momentul să-i facem setările inițiale pentru a îl și putea folosi. Prin urmare, începem prin a schimba limba și regiunea sau țara de proveniență, iar mai apoi alegem dacă avem nevoie de setări speciale de accesibilitate în cazul în care aveți probleme de auz sau de vedere sau probleme tactile. Mai apoi, putem alege rețeaua Wi-Fi la care se va conecta laptopul sau putem să sărim temporar peste acest pas. De menționat este că acest pas poate dura câteva minute până se conectează laptopul la rețeaua wireless, timp în care nu puteți să faceți nimic, nu puteți să dați cancel, nu puteți să treceți mai departe. Bineînțeles că pe parcursul inițializării sistemului de operare va trebui să ne dăm acorduri cu privire la modul în care Apple alege să ne protejeze datele personale, fiind știu faptul că Apple pune foarte mare accent pe securitatea datelor. Mai apoi avem opțiunea de a migra informațiile de pe un alt laptop, fie că acesta este Apple sau Windows, dar eu voi opta pentru o instalare curată, fără a transfera fișierele de pe laptopul meu vechi. Acum trebuie să introduceți Apple ID-ul, dacă îl aveți, sau să creați un con nou pe care să-l folosiți pentru a asocia acest cont cu dispozitivul pe care l-ați cumpărat pentru ca mai apoi să puteți să introduceți laptopul și să în acest ecosistem și să îl legați de alte dispozitive Apple. Mai apoi va trebui să creăm un cont personal pentru acest laptop pentru care va trebui să alegem un nume și o parolă. Ulterior veți putea să vă setați și amprenta pentru a nu mai fi, nu mai fi nevoit să introduceți tot timpul parola uh, atunci când aveți nevoie să intrați în cont sau când e nevoie să downloadați vreo aplicație. Nu în ultimul rând puteți să alegeți să setați sau nu Apple Pay pe care mai apoi uh, îl, îl veți folosi pentru a face plăți în momentul în care faceți cumpărături online. La final, trebuie să selectăm schema de culoare a interfeței și suntem gata. De acum putem să folosim laptopul la capacitate maximă, dar, bineînțeles, o să există o perioadă de acomodare în care voi instala diferitele programe de care am nevoie și în care voi încerca să nu mor de gât cu acest laptop pentru că știu că macOS este destul de diferit de Windows și după 20 de ani de utilizare exclusivă a Windows-ului, cred că o să-mi fie un pic greu să mă obișnuiesc cu alt sistem de operare Cam acesta a fost videoclipul Sper că v-a plăcut și că v-a ajutat Să vă faceți o idee despre ce găsiți în pachet Și care este procesul de setare A unui MacBook nou Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și subscribe Iar noi ne auzim la un alt videoclip În care vom discuta despre Apple Și despre ecosistemul creat de ei Și bineînțeles, dacă aveți întrebări Sau nelămuriri, aveți secțiunea de comentarii Pe care vă recomand din suflet să o folosiți Eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine Salutare!